a dus pe cineva la mare, s-au cazat acolo la o familie, era o familie de pocăiți, cum se spune, de oameni întorși la Domnul, și înăuntru, în camera în care erau cazați, s-a văzut un teanc de Biblie pentru copii. Chiar dacă a fost implicat în tot ce înseamnă droguri, Dumnezeu l-a scos de acolo. Marius Mihai, invitat azi la Vieți Transformate, bine venit! Bine v-am găsit! Spune istoria ta. Ai crescut totuși, mama ta era credincioasă, neoprotestantă, pocăită. Da, da. Ai fost pe la biserică? Da, am fost dus de mic la biserică. Până pe clasa 8-a făceam religie acolo. Mai mergeam și la duminica când se ținea. Cât timp m-a luat maică-mea să zic așa, de când am crescut de pe clasa 5-a, 6-a, mai mult cu forța. Și mai mult de obligat mergeam. Pe urmă trebuia să merg ca să nu rămân corigent la materia religie. La școală făceam religie acolo. Cum ai început cu drogurile? Ce se poate spune? Deci când, care a fost pasul greșit? Eu, vârsta de 17 ani, am împlinit-o în Grecia. Am fost oaia neagră a familiei. Suntem 5 frați, eu sunt cel mai mic. Și din cauza neînțelegerilor cu părinții, am plecat în Grecia. Și acolo am intrat într-un anturaj. La 17 ani ai plecat? 17 ani am împlinit acolo. Da, singur, fraudulos. Și mai erai într-o gașcă sau pur și simplu ai luat-o la drum cu trenul, nu, cu autocarul? Nu, cu o prietenă am ajuns acolo și acolo am început să consum droguri. Am intrat într-un anturaj, am stat 3 ani în Grecia, am venit acasă, nu se găsea în România așa la cum orice era pas. Când consumai droguri? Chiar era într-adevăr satisfacție, cum se spune? Mă închideam într-o bulă a mea și nu mai știam era fericire? Ce să... Cum o puteai numi? Așa m-a atras, cu o fericire falsă la început. A fost o perioadă de o lună, două, trei, și pe urmă tot scădea fericirea asta și aveai tendința să consumi tot mai mult ca să simți ce ai simțit la început, dar niciodată n-am mai... În 12 ani de zile cât am consumat, senzația din prima lună n-am mai simțit-o niciodată. Și ai simțit că mergi spre dezastru? Ai început să conștientizezi? Da, 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 mi-am dat seama. Mi-am dat seama că nu-i bine ce fac, dar... Nu mă mai puteam întoarce. Nu mai găseam o cale pe propriile mele puteri să-mi revin. O perioadă după ce am venit în România, am plecat în Spania 4 ani de zile, tot să muncesc acolo, un trai mai depravat. Acolo sunt cât de cât legale cannabisul și spun să zic că mi-am întors fața de la Dumnezeu, am uitat, am început să cred, credeam cu totul altceva, în reîncarnare, că am mai trăit o viață anterioară, am început să cred că nu mai există un creator, că nu mai există Dumnezeu. Nu mai credeam lucrul ăsta. Și acum 4 ani de zile... Familia ta, mama ta plângea, se ruga pentru tine? Da, da, se ruga mult și frații în biserică. Am avut o perioadă scris numele acolo pe un bilețel și marțea ei au oră de rugăciune și se rugau pentru mine. De ce a îngăduit Dumnezeu să cunoști aceste adâncimi ale satanei, cum ne spune Biblia? Eu acum cred că dacă nu mi-ierta atât de mult, nu eram atât de recunoscător. Asta cred. El asta a vrut de la mine. Dacă nu mi-ierta atât de mult, poate nu eram în momentul ăsta aici să laud. Pentru ești convins că te-ai iertat? Mine. Da. Te-ai iertat de tot? Da, da. Și mă mai iartă. Dumnezeu e foarte iertător. Putea să îți încheie viața oricând. Am avut multe accidente de mașină. Umblam drogat. Conduceai drogat? 140, 150 la oră. Și tot timpul nevătăma nicio zgârietură măcar. Am avut vreo 5 sau 6 accidente. Am avut accidente și înainte să plec în Grecia. Furam mașina lui tata fără permis. Și m-am răsturnat cu mașina și... Tot așa, n-am pățit nimic. Deci ai fost genul ăsta așa rebel. Da, nu vreau să ascult de nimeni. Când îmi zicea cineva să nu fac lucrul ăla, intenționat, chiar dacă știam că e greșit, numai să fac invers. Să fac deci pedos. Conștiința spunea că e greșit? Da, da, îmi spunea. Dar de ce trebuie să fac eu acum orgoliu meu? Nu mă lăsa să ascult ce-o zis persoana aia. De ce trebuie să fac lucrul ăsta? La 14 ani, când m-a prins maică-mea cu țigările că fumez, i-am spus în față, poți să mă bați, poți să-mi faci ce vrei, eu vreau să fumez. Vreau să fumez. Omoară-mă. Îmi plac țigările, vreau să fumez. Și nu ce să a zis săraca femeie? Mi-a tăiat rația de la bani. Hai să vedem de unde mai fumez. Da, și am început să mă duc la lucru și
am prins gustul banului, la vârsta aia, vărul meu era șef de echipă la, pe șantier la o firmă aici în Sibiu și m-a rugat de el într-o vacanță, m-a luat la lucru, am început să fur de acasă dacă nu mai îmi dădea bani. Să fur bani, să fur lucruri, să vând din casă, de la frații mei, am vândut la fratele meu un DVD, mai multe lucruri. Acum ce mi-amintesc așa printre ele. Și erai oaia neagră, oaia neagră. Oaia deci, neagră, neagră. Nu. Acum 4 ani de zile am trăit o experiență, nu știu cum să o numesc, plăcută. Plăcută că mi s-a descoperit că există Dumnezeu, dar la momentul respectiv... Cum s-a întâmplat? Am consumat un anumit tip de drog, halucinogen, și atunci am văzut... Eu pot să zic, nu știu... Am fost într-o altă dimensiune, am fost mort, am văzut spirite rele, am văzut demoni, am văzut toate lucrurile astea și am zis, bă... Ăstea au o legătură între ele, cel rău cu, răul cu binele. Nu există unul fără celălalt. Deci ăstea nu sunt două lucruri diferite în mintea mea. E o scară. Rău și bine în sus. Da. Deci trebuie să existe amândouă. Nu se poate unul fără celălalt. Și atunci am crezut că există Dumnezeu. Dacă am văzut rău, am știut că există și bine, sigur, 100%. Dar erau doar halucinații de la drog? Sau nu, nu știu, cum descrii tu? Era o lume reală sau era doar halucinații din cauza consumului de droguri? Ce m-am documentat pe urmă și ce am citit și așa, drogul a activat ceva în creier, care alții încearcă să atindă starea aia prin yoga, prin alte exerciții și chiar e o lume reală și lumea aia. Și substanța aia a activat ceva în creier să pot să văd lumea aia. Și am avut o noapte întreagă de luptă cu... Demonii spuneau că trebuie să merg cu ei în iad, că mi s-a terminat viața, că am murit, încerca să mă înșele, că tu în momentul ăsta ești mort, de aia poți să ne vezi. Ai făcut accident cu mașina și mai multe. Spunea că nu mai scap de ei, numai să-l omor. Vedeam în tata meu că am fost singur cu el acasă, încerca să mă provoace să-l ucid pe tata. După aceea am mai văzut la televizor, la știri, tineri care și-au omorât părinții, au băgat cuțitul în maică, s-a văzut pe el la rău în ea. Și asta a încercat să cu mine. Mi se strângea imaginea într-un punct mic, se făcea negru tot în jur și în momentele aia strigam, lumină, vreau lumină și se făcea la loc lumină. Mă uitam la bec, se făcea lumină și mi-am dat seama să strig la divinitate. Și am început să strig, Tată bun, Dumnezeule. Și atunci prindeam mai multă putere. Și de atunci am știut că există Dumnezeu. De ce spune că numele lui Iisus este putere? De ce crezi că spune acest lucru Biblia? Păi a Lui toată puterea și slava și gloria în vecii vecilor. Și de atunci am căutat să mă îndrept. Căutam să mă îndrept. Nu mai îmi plăcea viața mea, nu mai îmi plăcea ce fac, n-am încercat la propriu să mă sinucid niciodată. Ce-a dar... trecut gândul prin minte? Nu pot să zic că mi-a trecut gânduri, că poate aș fi încercat dacă îmi trecea gânduri, dar cu adevărat nu mai îmi plăcea viața mea. Îmi doream să se întâmple ceva cu mine, dar să se întâmple așa, de la Dumnezeu, să pățesc un accident, să se întâmple ceva cu mine. Să închei cu viața. Să închei cu viața, că nu mai vedeam nicio scăpare. Am ajuns atât de dependent de un anumit tip de drog, că asta m-a deranjat cel mai mult la viața mea. Eu provin dintr-o familie... Părinții mei au avut o situație financiară cât de cât bună. Taică mi-a avut firmă de termopane. Și am o locuință frumoasă unde stau. Și eu noaptea, dacă chiar și cu bani în buzunar, cu mașină în curte, dacă nu aveam tipul ăla de drog la ora respectivă, mă trezeam noaptea, fumam noaptea mai mult ca ziua. Nu puteam să dorm. Din oră în oră mă trezea pofta de fumat. Și dacă, de exemplu, la 3 noaptea, prietenii mei toți erau drogați și ei nu mai puteau să nu erau în stare să-mi vorbească la telefon la ora aia. Trebuia să, dacă mă duceam și pe unde știam că am aruncat ziua chiștoace, le căutam ca din 3-4 chiștoace să-mi fac o altă țigare. Și unde ajungeam tot timpul? În bucătărie la coșul de gunoi. Îl răsturnam pe dos și mă puneam în genunchi și așa a găsit Dumnezeu cu cuvință să mă îngenuncheze, să mă rog Lui. Dacă de bună voie nu o făceam, o făceam în felul ăla. Și în timp ce căutam așa coșul pe gunoaie pe jos, de multe ori mă vedeam eu singur. Ce viață cumplită! Mă vedeam singur de la spate, mă vedeam eu pe mine acolo jos, cum căutam în gunoi și mi-era scârbă de mine. Și atunci în momentele alea,
strigam la Dumnezeu. Doamne, dar de ce mă lași așa? De ce am ajuns eu așa? Uite ce casă frumoasă stau. Sunt băiat priceput, pot să construiesc o casă de la fundație până la acoperiș cu totul, sunt sudor, știu să fac și termopane. Și de ce am ajuns eu în situația asta? Nu mă mai lăsa așa. Făi ceva cu mine. Spune eu, mă pocăiesc, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Da, m-am pocăit la gunoi. Dacă știam că pe stradă, la 300, la 500 de metri de casă, am aruncat undeva un chiștoc, plecam noaptea din casă să-l caut. Plecam să-l caut. Eram foarte robit de lucrul Erai ăsta. Stăpânit de duhul respectiv. Deci nu mă interesa că era prietena mea și în fața la prieten și oriunde. Căutam chiștoacele în scrumieră în mașină, atâta de... O prins control asupra mea și mă înjosea și în fața prietenilor și în fața la prietenă. Mă vedea prietena, nu mă mai interesa, nu mi-era rușine de ea că mă vede și poate o fac să se simtă jenată. I-am gândit, îți dai seama să vezi pe prietenul tău caută în gunoi. Și așa, și Dumnezeu a avut milă, El e milos, har și până la urmă s-a îndurat de mine. Și mi-a venit așa un gând, tot timpul căutam o zi din asta de un început nou, să fie luni, să fie început de lună, ca să îmi pun viața în ordine. Viața în ordine, dar bă, de astăzi, de la întâi sau... Deci îți doreai un început. De atunci, de acum 4 ani, de când v-am spus cu experiența din noaptea aia, îmi doream un început, că am început să cred că există Dumnezeu și am început să cred că există rai, iad. Niște prieteni, chiar ceva neam cu mine, beți, au făcut un accident cu mașina, s-au răsturnat și cel din dreapta a murit. A murit pe loc, instantaneu, cu berea în mână. Și am fost la priveghi, că erau cât de cât apropiați. Și atunci, la priveghiul ăla, am fost foarte cercetat și am stat și m-am gândit, bă, unde s-a dus omul ăsta? Un băiat mai tânăr ca mine cu 2 ani. Foarte bună întrebare și vreau să le pun această întrebare tuturor celor care urmăresc această emisiune acum. Dacă vei muri la noapte, unde vei merge? Asta m-a făcut pe mine să mă întăresc, ca să mă pocăiesc. El era mai tânăr și am zis, băiatul ăsta e mai tânăr ca mine, nu-i bătrân. Are 30 de ani. Unde s-a dus? S-a murit așa? Că eu tot ziceam, lasă că mă pocăiesc de la întâi, mă pocăiesc de luna viitoare, mă pocăiesc de luni, mă pocăiesc, tot amânam. Doamne, Doamne, ce înșelătorie a celui rău. Da, da. Și atunci, în seara aia, am avut un moment de reculegere, așa vreo 10 minute, numai la asta m-am gândit. După ce am plecat de acolo, asta a fost cam înainte cu 10 zile să mă pocăiesc. Și nu mai îmi puteam lua gândul, a început să-mi fie frică. Eu de obicei am fost vitezoman. Îmi plăcea viteza. Și am început să-mi fie frică să mai conduc. Tot timpul am dus-o pe prietena mea a doua zi dimineață la servici. Am mințit-o că nu mai e, că s-a întâmplat ceva la mașină. Că zi așa întârziu, ce faci? Mai mult de 80 nu mai vreau să mai merg. Mă gândeam dacă îmi s-are roata acum, dacă intră tirul ăsta în mine. Dacă se întâmplă ceva și mor și eu sunt neîmpăcat cu Dumnezeu, ce se întâmplă cu viața mea? Abia așteptam, vreau, doream mult, mult, mult să mă pocăiesc. Și în prima duminică a fost ziua mea și seara am stat așa și tot Dumnezeu mi-a dat, tot ca lui toată lucrarea, el nici nu are niciun merit, ale lui toate meritele. Și tot el mi-a vorbit așa la ureche, nu pot să zic să mă lau că mi-a vorbit Dumnezeu, dar mi-a venit un gând, o idee în cap și am zis, mâine e ziua mea, fac 32 de ani, dacă cu adevărat există un tată în cer atât de iubitor, bogat și cu toate calitățile pozitive, eu mâine merg la el de ziua mea să-mi dea un cadou. Merg să-mi dea un cadou, mă simțeam copilul unui cel mai bogat om. Și am zis, cum să nu-mi permit să-i cer la tata un cadou dacă e atât de bogat? M-am dus la adunarea unde am fost dus de mic, dar diavolul și în dimineața aia, când m-am trezit duminică dimineața, m-am drogat. M-am trezit duminică dimineața, m-am drogat și vreau să mă duc la biserică. Și un gând îmi spunea în cap,
bă, drogatule, tu chiar ai luat o razna de la droguri, eu cred că ar trebui mai bine să mergi la psihiatrie. Ești nebun, unde să te duci așa drogat la biserică? Te văd toți oamenii de acolo, te faci de râs, ești nebun, stai acasă, pune-te și dormi la loc, că ai fumat una, pune-te și vezi de treaba ta. Dar un gând care parcă ăla chiar se auzea peste ăsta, mai puternic, îmi zicea, bă, du-te mă că ești bolnav, du-te la doctor, mă, du-te mă la doctorul suprem să te vindece. Excelent. Păi dacă acum când ești bolnav nu te duci, acum așa să te vadă doctorul, să vadă starea ta. Când nu vrei să te duci, când ești sănătos, pe ce mai știe el să mai vindece la tine când ești sănătos? Bine, el știe toate problemele, dar așa erau gândurile mele atunci. Și Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui în vecii vecilor, mi-a dat puterea să aleg varianta aia bună și m-am dus așa drogat. M-am dus la biserică, m-am pus în ultima bancă și am făcut o rugăciune și am început. Au râs cei din biserică nu, de tine? Nu, nimeni. Nu, nimeni. A fost o predică, nu mă puteam opri din plâns în continuu cât a ținut adunarea aproape de ore, nu m-am putut opri. Ai simțit plâns. Prezența Duhului Sfânt acolo? Simțeam așa o căldură așa din interior care ieșea prin transpirație și prin lacrimi afară, în continuu. Simțeam că iau foc așa dinăuntru. Și am făcut o rugăciune și am cerut o credință mare. Am zis, dă-mi o credință că mulți prieteni de-ai noștri, de-ai mei vei care m-am drogat cu ei, eu mai ajuns pe la psihiatrie cu Biblia, cu Dumnezeu. Și eu știam că o să zică și despre mine așa că dacă mă pocăiesc, că bă, ai luat o razna de la droguri. Și... Dar am zis, Doamne, dă-mi o credință atât de puternică, chiar să fiu nebun după tine, așa vreau o credință de puternică, înțelepciune. Nebun pentru Hristos, așa cum scrie Biblia. Da. Înțelepciune, să știu, să am discernământ ce-i bine și ce-i rău. Ți-era teamă că îți pierzi mințile? Am avut un moment de ăsta după vreo 3 săptămâni și încerca diavolul să mă înșele că mi-am pierdut mințile, dar nu m-a lăsat Dumnezeu. Am citit Biblia mult. Foarte bine. Am citit și Biblia care am primit-o de la prietenii mei de la Constanța. Îi salut pe această cale, poate o să mă vadă pe Viorel. M-a întărit foarte mult, o citeam drogat. Mult timp am citit Biblia aia. În timp ce erai drogat, citeai Biblia? Da. Parcă așa înțelegeam eu, așa aveam timp, că dacă nu mă drogam, n-aveam stare să stau în loc. Să mă calm, să fiu calm, eram agitat, să plec. O găsea maică, mi-am făcea curat în cameră, o găsea plină de droguri, plină de ele, mi-o ștergea și să nu iei de aici, mă dispuneam, nu, aici, las-o aici, pe noptieră. Și mi-o ștergea și o punea acolo înapoi. Aia am întărit prima și prima dată cel mai mult. Și am cerut înțelepciune și pe urmă, al treilea lucru a fost putere, să știu, să pot să fac binele, că de multe ori știam ce-i bine, dar n-aveam putere să fac. Să fie liberat de lanțurile acestea ale robiei păcatului. Da. M-am dus acasă, n-am simțit nicio schimbare așa pe moment. Dar m-am dus și după masa. Nu m-am dat bătut. Am zis, băi, eu nu mi-am primit cadou. Am simțit eu că m-am dus acasă și a fost ziua mea. Am luat o ladă de bere cu prietenii, am făcut un grătar. I-am lăsat pe toți în curte cu casa deschisă, stăteam singur și am spus, eu trebuie să plec la biserică. Nu vă supărați, mă duc o oră jumate la biserică. Ce-o zis? Stați aici la mine în casă, uitați așa la mine, le era rușine să-mi zică ceva. Da. Las casa deschisă, distrați-vă, faceți ce vreți, simțiți-vă ca la voi acasă, i-am lăsat singur și am plecat la biserică. Am venit acasă, am mai stat de povești cu ei, am dormit. A doua zi, luni dimineața, mă trezeam să merg la servici. Căutam o reabilitare în viața mea. Am vorbit cu vărul ăsta al meu. El tot timpul mi-a oferit un loc de muncă pe șantier când am avut nevoie. Și lucram cu el. L-ajutam pe șantier. Când m-am trezit luni dimineața și am văzut țigările pe noptieră. Da, seara când m-am dus, în partea a doua de după masă la biserică, m-am mai rugat și am zis să-mi fie scârbă de toate lucrurile lumești. Problema mea era cu drogurile, vrea să mă las doar de droguri. Mie îmi plăcea să fumez țigări normale. Aș mai fi vrut să mai merg, să mai ies cu o fată în oraș. Dar a doua zi dimineața m-am trezit cu altă gândire, altă mentalitate, alt om. Parcă nu mai eram eu, asta m-a făcut să cred după 2-3 săptămâni că bă, am luat o razna, ce-i cu mine.
Da. Spune Domnul Iisus Hristos, eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El. Deci tu până atunci ai fost alocuit împreună cu tine cel rău. Da. Dar când ai spus, Doamne, nu mai dăm scârbă pentru lucrurile lumești, da. Îți spun, vin eu și locuiești, atunci sunt Domnul tău. Extraordinar. A doua zi și am văzut pachetul de țigări pe noptieră și mai aveam și un plic cu ceva droguri de fumat acolo și le-am văzut. Mi-era groază de ele și știam că acum trebuie să urmeze momentul când s-o aprind, s-o pun în gură cu cafeaua sub. Și parcă era, așa simțea momentul ăla că se apropie, ca și când se apropia momentul când eram mic să mă certe tata, să mă bată că am făcut o prostie, să mă pedepsească. Așa simțeam și mi-era frică de pachetul de țigări. Mi-era groază. Doamne, zic, ce ai făcut cu mine? Acum dăm putere că nu vreau să... Cum mă uit, acum trebuie să fumez, să pun țigare în gură. Doamne, ferește! Și îmi zicea, cred că Duhul Sfânt îmi dădea gândurile astea. Bă, nu trebuie, numai dacă vrei, dacă nu, nu te obligă nimeni. Și am zis la prietena mea care stăteam atunci, zic, eu de azi nu mai fumez. Ea e fumătoare. Și au zis, nu cred, nici eu nu mai fumez. Nu au zis că nu cred, ea au zis nici eu. A fost și ea cu mine la biserică. Duminica aia, da. M-a însoțit. I-am zis, mă duc la biserică, așa, drogat, da, hai că vin și eu cu tine. Și n-am luat țigările la mine, le-am lăsat acasă, tot droguri, și am plecat la servici. După o oră, m-a început să vină ispite, poftă, toți, 11 persoane, toți fumători. La ora 8, cafea, toți și-au aprins țigările, numai eu eram diferit de ei. Și mă ascundeam de ei într-o cameră, m-am dus și m-am ascuns și m-am pus în genunchi și m-am rugat. Doamne, dă-mi putere. Acum eu văd că tu ai făcut ceva. Acum ține-mă pe calea asta. Nu mă mai lăsa să fiu de râs. Foarte bine, foarte bine. Și în ziua aia, eu de obicei fumam un pachet de țigări la zi. 15-17 țigări. De câte ori mi-a venit poftă. Dar exact, cum vă spun, de atâtea ori m-am rugat. Cum îmi venea poftă de țigare, cum fugeam într-o cameră și mă rugam. Și pe la ora 12, când s-apropia pauza de masă, un gând îmi spunea în capul meu, ține și post astăzi, că e mai puternică rugăciunea. Și în ziua aia nici n-am fumat, nici n-am mâncat, nici nu m-am drogat, nimic, 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 nimic. Am ajuns acasă... O detoxifiere a corpului și fizică, dar spirituală, în primul rând. Da. Postul și rugăciunea ajută la apropierea de Dumnezeu. Da, da, da. Asta, eu asta accentuez foarte mult pe rugăciune. Da. La mine asta a fost cheia succesului. De când mă rugam, eu acum așa zic, că mă rugam atunci în genunchi în fața coșului de gunoi când căutam, că într-un fel strigam la Dumnezeu să nu mă lase așa. Era o rugăciune și aia, fără să-mi dau seama. Da. Rugăciunile mamei mele, iar rugăciunile fraților din biserică, asta e. Deci poți să spui că viața ta este cum este de viața de atunci, ta? Dumnezeu m-a ținut exact așa. Foarte important, ai accentuat faptul că Dumnezeu este Cel care te-a ținut. Da. Nu puterea ta. Nu, nu, nu. Păi da, puterea mea, eu 12 ani de zile, 13 ani de zile. Nu. Ai fost fără putere în fața acestor lanțuri ale robiei. Da, eu ce cred acum, părerea mea, că omul nu are niciun fel de putere. El e controlat ori de duhurile rele. Foarte bine spus. Ori de Duhul Sfânt. Foarte bine spus. Omul nu poate să facă nimic. Singurul lucru ce e al omului, voința. Da. Voința. Omul trebuie să vrea. Care și-o poate supune lui Dumnezeu sau poate ce, o lasă la demnul. Așa ne-a lăsat Dumnezeu la alegerea noastră. Nu ne-a făcut roboți. Da. Vrei? Iisus a zis, cine voiește, cine voiește, a spus. Nu a luat pe nimeni cu forța. Cine voiește să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Excelent. La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care sunt robiți. De droguri, de țigări, pare de țigări apare așa, un moft acum pe lângă droguri. Dar orice ne ține departe de Dumnezeu înseamnă robie spirituală. Ai vrut să mai adaug ceva? Îndemn ascultătorii și cei care ne vizionează să citească Psalmul 40. E psalmul meu preferat, psalmul meu de suflet. Și facem o rugăciune. Hai să ne rugăm. Și invităm pe toți cei care trec prin astfel de dependențe, de la alcool, de la pornografie, de la orice fel de dependență, să vină înaintea lui Hristos care poate elibera. Amin. Doamne Tată Sfânt și Bun și Iertător,
și îngăduitor care ești în ceruri, vin înaintea ta plin de recunoștință, smerit, să-ți mulțumesc pentru minunea care ai făcut-o în viața mea. Vreau să te laud, să te cinstesc, să te preamuresc până la sfârșitul zilelor mele și să te urmez. Te rog în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, ajută-mă să rămân acolo unde m-ai așezat Tu, curat, prin sângele Fiului Tău, Iisus Hristos. Te rog pentru toți prietenii mei, pentru toate cunoștințele mele, care încă duc lupte interioare, care își doresc binele, ajută-i, ridică-i. Pentru ascultători, fă ca să pătrundă în inimile lor adevărul și numai adevărul. Ai spus că Tu ești calea, adevărul și viața. Luminează-ne mintea ca să vedem calea adevărului și să avem parte de viață. Îți mulțumesc că m-ai înviat din morți și m-ai readus la viață. Amin. Amin. Hristos vrea să te elibereze și pe tine. Cere-i puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și vei fi liber.